Domnule Iisus, să fie toată slava, cinstea și gloria, aleluia, lumina lumii, așa am cântat, prezența divină, aleluia, vorbește-ne și nouă dimineața aceasta, căci dacă ne va vorbi El, vă putea înțelege. Dacă ne va vorbi El, să stăm și să-L ascultăm, aleluia. Aleluia. Cu toții cunoaștem tema din această lună, despre mărturisirea păcatelor și m-am tot gândit săptămâna aceasta văzându-mă pe program și am zis, Doamne, ce să vorbesc? Fiindcă este ușor să ții notițe, să-ți faci niște schițe despre mărturisirea păcatelor, dar parcă este mai greu să vorbim despre ceva. Fiindcă mi-aduc aminte la ultima mea mărturisire. Mă aflam într-o duminică dimineața într-o biserică din România și era cina Domnului și m-am dus să mă mărturisesc. Și când s-a terminat programul, spre surprinderea mea, este greu să găsești cineva căruia să îi mărturisești păcatele tale. Este greu să te deschizi în fața cuiva. Dar cuvântul Domnului ne spune și ne vorbește în Apocalipsa, capitolul 12, că este cineva care zi și noapte se duce înainte lui Dumnezeu și ne dorește. Care îi spune Domnului, robul tău, Radu, a mințit, a spus adevărul pe jumătate. Robul tău, Adam, se ascunde de tine în grădină. Nu trebuie să fim din aceștia. Hristos ne-a ales de o fiecare parte. Mărturisirea păcatelor se află în procesul de pocăință. Este greu. Și așa cum am cântat, lumina luminii, prezența divină, să ne vorbească în dimineața aceasta. Să putem înțelege. Fiindcă cuvântul Domnului spune că Domnul Iisus Hristos se afla în templu și Paștele era aproape. Se afla în fața Sinedrului, în fața iudeilor, în fața fariseilor, în fața mai marilor biserici, care ce făceau? Zi de zi se duceau la templu. Zi de zi se rugau. Zi de zi slujea. Același lucru facem și noi. Acești oameni căutau să ne numească pe Iisus Hristos. Și spune cuvântul că au venit doi. Care a spus așa. Acest om a spus că dacă veți dărâma zidurile templului în 3 zile, te va ridica la mare. Dar farisei, iudeii n-au înțeles vorbirea lui Iisus Hristos. Doamne, în dimineața aceasta, fă-ne să înțelegem, fă-ne să privim dincolo de cruce, să nu rămânem doar cu imaginea calvarului, ca să putem și noi înțelege ceea ce s-a întâmplat adevărat la cruce. În dimineața aceasta, să nu stăm nepăsători, fraților, să nu stăm nepăsători, fiindcă El, Domnul Păstrului, cum numește Cuvântul Dumnezeu, ne părăște. Și vreau să te întreb în dimineața aceasta. Cum te-ai simțit când ai vedea că fratele tău spune lucrurile despre tine? Ce ai simțit
dragi, nu ne mărturisim pentru că ne este rușine. Pentru că cu siguranță vom pierde ceva. Toate lucrurile pe care le-am pierdut și au venit în Hristos. Am câștigat! Hristos a venit la cruce. Păcatele noastre a apăsat greu pe omenii lui. Luați jugul meu. Sarcina mea spune Domnul Iisus Hristos, că ce este? Ușoară. Dragii mei, următoarea rugăciune, am vrea să înțelegem că dacă nu ne vom mărturisi păcatele, ne vom ascunde într-un fel sau altul de Dumnezeu. Oare asta să fie cauza în care tot mai mulți suntem bolnavi? Tot mai mulți suntem în suferință? Pentru că spune cuvântul în epistola lui Petru, capitolul 2, lepădați orice răutate. Și mai jos scrie sfârșitul versetului. Ca să putem crește spre mântuire. Să putem ajunge la statura pe care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare. Nu mai trebuie să purtăm noi povara. A purtat-o Iisus Hristos. Frate, este bună mărturisirea. Este de folos, dar trebuie înțeleasă și trebuie acționată. Așa vrea să ne rugăm în dimineața aceasta. Să o înțelegem și să acționăm. Haideți să ne ridicăm în picioare și să facem această rugăciune. Și să lăsăm prezența divină să ne vorbească în dimineața aceasta. Chiar dacă nu va trebui să tăcem.